Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod din minunata mea viață. Eu, cafea din cămăța mea. Mi-a făcut o lumină, pentru că aparent se vede foarte bine cu lumină, numai că se supraîncălzește și se oprește când vrea ea. Gen, I don't know. Ah, și sunetul nu știu cât e de bun, pentru că o să-l prelucrez eu în Adobe, camera e strâmbă, dar tot filmăm clipul ăsta. Bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal, nu uitați de follow pe Instagram, la Cegosul Suprem, subscribe dacă nu ești abonat cu clopoțel neapărat și urmăriți tot videoclipul și îmi spuneți și voi părerea voastră despre acest clip. Despre ce vorbim astăzi? Astăzi o să vă povestesc cum era să murim. Da. Eu și Oana cum era să murim de Crăciun, chiar în ziua de Crăciun. Fiind mutați la casa noastră, eu și Oana avem două seturi de părinți. Și am să ne împărțim și noi așa oarecum, când la unul, când la altul. Și am fost la ei mei de Crăciun, în ziua de Crăciun, vorbesc pe 25. Și apoi am zis, băi, hai să mergem și la ei tăi, ei fiind la țară. Și am zis, băi, nu ți-ai mai văzut până, ci hai să mergem la țară. Mergem la țară. Țara ei fiind la Gugești, Vrancea. Și am plecat spre țară, bineînțeles. Am luat-o pe drumul clasic Buzău, mă rog, nu cred că exact drumul, ia și așa. Oana are o oarecare oroare față de, să zicem, drumurile astea de Revelion, de Crăciun, de sărbătoare legală, pentru că ați văzut și voi foarte mulți morți, foarte multe accidente. Și Oana a zis, băi, te rog, nu conduce agresiv, conduce normal, să da, mergem normal, să ajungem, că nu știi cum ajungi și ce proști dai. Mergând, am trecut de Buzău, ca să nu încurc, trecând de Buzău, undeva la Urziceni, cred că înainte sau după Urziceni, să mă corectați voi, deci înainte sau după Urziceni, oricum, știu că e lângă Urziceni, a fost și la știre dată treaba asta. Oana zice, noi plecăm la, nu am luat nimic din București. Oana zice, la un moment dat, după un sens giratoriu, vine un peco, petrom, peco, ceva, eu zic peco la majoritatea benzinărilor. Zice, bă, hai să ne oprim să cumpărăm de aici niște cadouri. Zic, bă, ce să cumpărăm? Ea zice, bă, o sticlă de ceva, vedem noi. Eu zic, bun, eu acum am completat și rezervorul, vreau să-i fac full-ul. Am intrat la peco, nu știu că am stat maxim 5 minute, puțin. 7 sau 10 minute până am plecat, am intrat la peco, am găsit acolo pentru bunica ei ceva, am luat o sticlă de tărie pentru unchiul ei, am cumpărat ce vreau noi să cumpărăm. Acum am plecat. În momentul în care, deci v-am zis, nu știu dacă e înainte sau după Urziceni, nici nu m-am uitat, am chestia asta în cap. Ce credeți? După ce am trecut podul, în fața noastră la maxim 20 de mașini, nu știu dacă erau 20 de mașini, vreo 4 ambulanțe, poliție multă și ceva oameni pe jos, o mașină pe câmp. Și mi-am dat seama că s-a întâmplat un accident, că apoi am aflat ce s-a întâmplat de fapt. L-am sunat repede pe socră, mi-am zis, băi, uite, e un accident în fața mea, zic, fix aici, ați 20 de mașini în fața mea, zic, cumva nu o să-i dea drumul la trafic și am avut foarte mare dreptate, nu o să-i dea drumul la trafic, zic, cumva, înainte mă era de Urziceni, mai mult ca sigur, și mi-a zis, bă, întoarce-te și iau în oraș, am făcut stânga acolo, un moment dat după pod înapoi stânga, am intrat până în oraș, am ieșit la vreo 300 de metri de accident sau cam așa ceva, era fix în curbă, deci, e un pod, după sensul agitatorului și peco, e un pod, o curbă și apoi, na, drum normal. Și, na, n-am dat, am zis, bă, Doamne ferește, Dumnezeu să ierte dacă a murit cineva, am ajuns acolo și la un moment dat mi-mi zice Oana, zice, bă, vine un coace, ea fiind în cameră, era la știri și am văzut și eu la antenă, cred, 3 morți și vreo 4 răniți, un Opel, din ce mi-amintesc, nu m-am uitat după, deci am rămas șocat. Un Opel a intrat pe contrasens și a izbit frontal la 100 și ceva la oră. Nu știu cum a reușit, dar mă rog, a izbit frontal și a murit 3 oameni. Și mi-am dat seama, băi frate, puteam să fiu acolo, adică am ajuns la 20 de mașini diferență. Accidentul nu s-a pretercus exact atunci pentru că au venit ambulanțele. Vreo 10 minute cât a luat să vină ambulanțele alea maxim, puteam să fim noi. Și am rămas un pic șocat de treaba asta.
Pentru că mai era să mor odată în mașină din cauza unui... Bine, nu, poate că dramatizez un pic muritul și astea, dar pe pod de la Pantelimon, cine știe Pantelimonul, când pleci spre centură din pe Pantelimon, la Tuborg e un pod și apoi te lași în dreapta pentru centură sau mai departe Brănești. Și pe pod mergeam, aveam vreo 50 la oră, soacră mi era plecat cu soacră mea și mergeam la involuntar ca să dăm de mâncare la... Doamne, îmi vine să râd acum că mi-am venit în cap și că gen 100 de moduri în care să mor cu conapul. Mă rog, scuzați-mi prostia. Și pe pod acolo mergeam cu 40-50 la oră și Oana, vorbeam cu Oana. Și la un moment dat, nu și pe pod, pe stânga, gen pe contrasens, venea o mașină normală. Și din curbura podului, așa, pe la jumatea podului, nu vezi nimic. Și din curbura podului am văzut exact pe sensul meu, un SUV cu peste 100 la oră. Și am cremenit așa, bine, aveam viteză mică, am dat capac la frână, m-am tras, am zis, bă, dacă dă în mine, zic, na, pana mea, instinctul meu e să mă duc spre, bă, ăsta, spre balustradă sau cum se zice. Și i-am dat capac la frână, am tras dreapta, aproape să mă lipesc, știi? Adică nu era problemă, dar nu intra la frontală în tine. Și a trecut pe lângă mașină maxim atâta, nici nu s-a oprit, nu știu nimic, ca și când am trecut, a făcut mașina așa. Gen, foarte traumatizant. Din cauza unui idiot de ăsta sau o idiotă, nu știu ce era. Am cred că femeile nu prea să bagă în depășire. Femeile sunt foarte lini la volan, le-am văzut eu. Sunt așa și așa, bine, acum nu toate șoferițele. Am luat un pic pe repede înainte, îmi pare rău. Dar mie să nu mi se stingă lumina de la cameră și tocmai de-aia. În alte ordine de idei. În partea a doua clipului vreau să vorbim un pic despre anul 2019 pentru mine. Anul 2019... Cred că m-am învățat cel mai bine ce înseamnă răbdarea și ce înseamnă încrederea. Și mă bucur că în 2019 am cunoscut oameni și am cunoscut oameni buni și am și scăpat de oameni. M-am convins de oameni, sunt și oameni care împărtășesc în braț la asta în ceea ce fac eu, youtuberi așa, care nu merită nimic, au doar un 1% de adevăr în ei și oameni care merită foarte mult. 2019 mi-a adus 30.000 de abonați pe YouTube. Woohoo! Let's go! 30.000 de abonați. Live-urile am crescut undeva la 200 constant, 250-300 de oameni minim și asta mă bucură pentru că ceea ce fac înseamnă că fac bine și ajunge la voi și voi sunteți mulțumiți, toate că sunt și nemulțumiți, apreciez și treaba asta, nu ai cum să-i mulțumesc pe toți și mi-a adus, nu știu, foarte multe realizări personale. Da, mi-am luat mașină din YouTube. Asta vrei să auzi. Zi de mașina din YouTube. Da, mi-am luat mașină din toți banii de donații pe care i-am strâns. La un moment dat, în 3 luni, 4 luni aproape, mi-am luat mașină. O Skoda Octavia 2 din 2009. Bine, 2008, noiembrie. Încerc să găsesc toate lucrurile ce mi le-a adus. Poate că și m-am maturizat mai mult, bine, că oricum mă maturizam. Dar mi-a adus așa o oarecare liniște. Nu mai sunt omul de acum un an jumate, când alergam foarte mult după vizualizări, să fac abonați, să voiam neapărat, nu știu, vreau să reușesc așa, vroiam. Nu știu, bă, nu e bine să fie așa, e bine să ai răbdare. Și ce-mi propun de la anul ăsta? Adică să fac un clip, dar am zis că fac un clip separat să mă uit eu peste un an la el, dar anul ăsta vreau să fac 50.000 de abonați. Ăsta e goal-ul meu anul ăsta. Nu vreau să fac 100.000, sincer. Adică e posibil să o facem pentru că muncesc și am început să muncesc și o să fie foarte mult material. Dar e posibil să vină și 100.000, deși nu m-aș bucura extrem de mult, îți dai seama că să mă bucur, dar nu extrem de mult, pentru că nu e ceea ce îmi doresc eu neapărat. Vreau o creștere foarte organică și zic eu că într-un an 20.000 de abonați în al treilea an de YouTube, e ok după ce am venit din gaming și, na, mă rog, la întrebările astea. Sănătate, că e mai bună decât toate și că nu prea ai ce să faci fără ea. Ați văzut când m-am îmbolnăvit 2 săptămâni, 3 săptămâni, n-am fost bun de nimic. Și legat de live-uri, nu știu. Vreau să ne strângem și mai mare în comunitate și vreau să ne strângem și mai mulți în comunitate, să fim, nu știu, 200 de membri. Pentru cei ce nu știu despre membru puteți achiziționa oricând și când sunt live și când sunt offline, când nu sunt live. Adică accesând canalul meu până acum și aveți acolo un buton alătură-te sau join dacă ești în altă țară. Și atât. Aia pot să... să bifezi ce vrei tu. Avem membru la 3,99 lei, la 9,99 lei, la 49,99 cred,
și la 249,99 de lei. Deși nu văd de ce l-ar lua cineva pe acela, dar dacă ești Bill Gates sau măcar un pui de Bill Gates, poți achiziționa, pe mine mă ajută, mă susține ce îmi doresc de la 2020 în plus. Ba, anul ăsta vreau să mă schimb. De fapt, m-am schimbat în primele 5 zile, nu știu când apare clipul ăsta, cred că mâine fiind pe 6. Vreau să fiu mai cumpătat, vreau să nu mai fiu mână spartă, vreau să-mi strâng bani și să pun gândul unei afaceri. Și poate să mă gândesc și la nuntă, gen să o planific, să fac invitații, să mă gândesc la loc, muzică, and stuff like that. Și acum, sincer, mă gândesc la, oare pot în premier să dau eu rotația. Așa? Să dau rotația la clip un pic și să-i dau un zoom in ca să-l fac eu drept din camerei strâmb. Asta mă gândeam acum. 150 de clipuri. Vreau să termin anul cu 150 de clipuri pe canal. Adică puțin peste 100 mai trebuie să mai postez tot anul. Asta ar însemna o medie de un clip pe săptămână, nu știu, faceți voi calculul. Cred că vreo 2 clipuri pe săptămână sau unul jumate. Adică la 2 săptămâni să postez 5 clipuri sau 4 clipuri, 3 clipuri, nu știu. Cam asta îmi doresc, guys. Urmăriți-mă pe Instagram la Jegosul Suprem. Îmi place numele meu, nu mai râdeți de el. Jegosul Suprem pe Instagram. Subscribe dacă nu ești abonat. Clopoțel, pentru că merge și clopoțel. Adică să fii notificat tu când apare un clip nou. Nu știu ce, doamne arta, n-am nimic, dar mă uit acolo. Încerc să mă uit în cameră. Și nu știu. Pace sufletească.